Județul Gorj se află într-o situație stabilă din punct de vedere epidemiologic. Deși numărul de noi infectări a crescut ușor, față de alte unități administrativ-teritoriale din România, Gorjul se află spre coada clasamentului privind incidența acumulată. Totuși, 16 localități din Gorj se află în scenariul galben cu o rată de infectare de peste 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Din fericire, nicio localitate nu se mai află în scenariul roșu. Nu este cazul să ne bucurăm însă. Scoarța și Lelești se apropie cu pași repezi de pragul de 3 la 1000, din urmă venind Bustuchin și municipiul Târgu Jiu. 243 de târgujieni au fost depistați pozitiv COVID-19 în ultimele 14 zile, ridicând municipiul la o rată de incidență de 2,57 la 1000. În ultimele două săptămâni, la Lelești au fost confirmate doar 5 cazuri, însă comuna înregistrează doar 1766 de locuitori. Rata de incidență a ajuns la 2,83, comuna pregătindu-se de eventualitatea unui scenariu roșu. Pe primul loc în Gorj, ca rată de infectare, se află comuna Scoarța cu 2,87 la 1000. Și aici, autoritățile sunt pregătite, respectându-se totodată și măsurile impuse pentru a nu depăși 3 cazuri la 1000 de locuitori. De asemenea, a fost restricționat și accesul în primărie. La nivelul localității, astăzi am fost informat, am văzut adresa venită de ieri, eram pe locul 4-5, acum suntem chiar, se pare, noi astăzi avem o acțiune cu poliția, asistentul comunitar de la noi cu poliția, fiindcă dintre 3 asistente, 2 ni le-a luat la DSP, fiind situația. Reată, o să meargă și în cartierul de Ron pentru verificarea celor care sunt în izolare, deoarece primim în fiecare zi situația lor. În restul zilelor, în fața noastră asistența comunitară, la adresele care le avem numele de telefon, a contactat persoanele, chiar am mers în teren. La nivelul primăriei avem restricționat intrarea în primărie. Noi încercăm cât putem. Acum vedeți dumneavoastră, vin din exterior. Încercăm prin ceea ce putem. Comuna Scoarța e o comună foarte mare, o comună foarte, foarte grea. Personal avem foarte puțin la ora care vorbim. Astăzi am dat un material, noi avem un ziar, Curierul Primăriei, în care o să apară și măsuri în acest sens. Încercăm și noi suntem cu poliția zilnic, pe raza localității. Să nu ai deloc tot felul de întâlniri. Nu se mai făceau, că știți că se mai făceau familie și câte un zi onomatică și câte un botez. Chiar am avut situații care au apelat la noi și le-am transmis astăzi. Dumnezeu cineva avea un botez în familie. Și astăzi sunt interzise aceste lucruri. Trebuie să proteja în primul rând familia, vecinii și neamul. Și sperăm să depășim această fază. Cel mai bine stau 8 comune gorjene. Aici nu a fost înregistrat niciun caz de infectare în ultimele 14 zile, incidența acumulată fiind 0. Printre acestea se numără și Stănești, care are deja experiența unui scenariu roșu. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență prevede instituirea obligativității purtării măștii de protecție în toate spațiile publice, atât închise cât și deschise, pentru localitățile din scenariul galben. Astfel a fost modificată valoarea ratei de incidență cumulată, de la care este obligatorie purtarea măștii de protecție, de la 3 la 1000 la 1,5 la 1000. Toate cele 16 localități trebuie să respecte această măsură, cetățenii fiind obligați să poarte masca imediat ce părăsesc locuința.